Record? Da, e normal. Cum ar fi Să fie. să văd și comentarii? Cred? Cum ar fi? Nu, în seara asta Nu, în seara asta. Deci, dacă aș vedea și comentarii, ar fi ți plă. tu ai văzut că eu m-am băgat pe YouTube? Am văzut. M-am mâncat. Stai, să vezi fanele. Și fanele. Funny. Întâlnesc. Rugăminte să-mi scrieți ceva, orice, chiar și în jurături accept, să văd dacă mi arată comentariile, problema mea Scrie maximă. toată lumea. Dar apropo, nu știu, cred că de la toate update-urile posibile și imposibile, în ultima perioadă am avut parte doar de mini eșecuri. La laptop nu mai mergea camera web. Deci nu mai puteam să mai fac video chat. Pe scurt. Ok. Mergea 3 secunde și se închidea. Puf, azi am rezolvat. La această chestie nu văd comentariile. Cu toate că am niște băieți super drăguți pe aici. Am... De serios, chiar sunt, adică îi văd că intră, nu, Dar nu se mai încep, nu? nu se văd. Sau nu, nu, Eu cred că tehnologia. Ce, nu știu ce să zic, nu știu ce să fac. Ideea este că mă cam oftic. Eu îi Oricum, salut. și ei te-au Uite. salutat. Ei salut, văd că îi salut. Ei mă și văd, dau și oportunitatea asta. Cred că o să se sature de moaca mea. Da, bun. Este ora 9. Mi-am alocat astăzi puțin timp să vorbesc despre un nou proiect ce va fi finalizat. Nu, de fapt început, săptămâna viitoare, nu? Luni. Și Da, va fi luni. finalizat, deci va fi început luni la ora 8 dimineață și va fi finalizat luni La ora 9 la dimineața. ora 9 dimineața. Când o să ne dăm seama că nu funcționează ceva, nu? Da. Glumim. M-au zis bine? Ridicați-o mâna aia, nu știu ce... Ne-ai arătat microfonul? Cum? Păi că n-am eu microfon? Pe aia zic, poate mă vedeți, poate mă auziți mai bine. Investesc în tehnologie de ultima oră. Țin să vă spun că acest microfon mi-a venit cu greu de pe AliExpress. 3 dolari, m-au înțepat inima când au plecat banii de pe card. Au ajuns într-o lună de zile și nu știu dacă funcționește, vine vorba aia, dar da, Stai ce și să zic. eu. Serios, dar chiar, ia vezi dacă Da, te m-aud. auzim. M-aud? Serios, ia, Da, mi verifica, se adică pare că am cu ocazia asta văd dacă am și... făcut profit. Bă, exact. Perfect. A, sunt țiplă! Țiplă! Bun. Sure. Cosmin sunt de la Erai Custom, România! Sau România! Și... Da. Mai am puțină baterie, nu la telefon, ci... ci la mine. Da, nu la telefon, ci da, bateria mea. Sunt destul de obosit, a fost o săptămână destul de agitată, de grea, dar productivă, ceea ce este un lucru foarte bun. O să vă vorbesc astăzi, puțin, nu mult. Mi-aș fi alocat și o, nu știu, o perioadă din asta de întrebări și răspunsuri, un recurs, o etapă, o chestie de asta, Un joc de o cuvinte. joc de cuvinte, un alba-neagră, o așa, dar dacă nu văd comentariile degeaba, deci mi-am alocat puțin timp să vă prezint un kit de suspensie pe aer, destul de simplu, dar tind eu să cred că va avea un clientul final va fi destul de mulțumit de acesta. Și cam asta este ideea. Modelul de mașină,
așa cum spune și în prezentare, este un Seat Leon 1P, modelul 1P. Ca și particularități, mi-a plăcut foarte mult discuția cu proprietarul. A fost o discuție simplă, punctuală. Cred că m-am făcut înțeles încă de la început. Ce, Adrian, te doare capul? Nu. Ascult. Sunt atent, e prima dată când interacționez cu acest proiect. Da, și culmea este că este, cred că, prima oară când Adrian tace, nu? Da. Adrian Coțcare, deci tace de la da. Firescrew. Da. Da, deci tace. Deci omușorul ăsta nu tace, fraților. Da. Deci nu tace deloc. E, a dat bărbosul, ca să zic așa, să fie atât de obosit încât da, să tac. O zi perfectă. Așa. Lăsăm gargara, Caterinca, la o parte și să trecem la fapte. Presupun că timpul vostru este foarte prețios, nu pretențios, și pretențios, prețios. Și al meu este, pentru că aș dori să-mi aloc o noapte de somn din aia tare, pentru că resimt finalul de săptămână. Și atunci începe prezentarea. O să predau telemobilul asistentului meu de serviciu, asistentul meu favorit de toate live-urile, doar el a fost el și numai el și se pare că mi-aduce, nu știu, face chestii la față, de arat mai bine, lumea vine și spune, băi, ești altceva, altceva, adică noi te cunoaștem pe tine live, da? Băi, da, în live-uri ești dat dracu, așa? Și, ce să zic, o să-i predau telemobilul și să trecem la prezentare, da? Ok. Stai să și întoarcem treaba. O să o rog să nu îmi plece că O e asistentul O. E A, O e, O e A. Așa. Să nu fugă foarte mult pentru că este, nu este vireles și cordeles, este cu fireles. V-am zis, bani mai mulți n-am avut, pandemic, period, asta e viața. Seat Leon 1P. Ce o să oferim? O să oferim o soluție completă, completă, bazată pe. Începem de data asta invers. Cu managementul, cu compresorul, cu ba 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 ba. Come, please. Ah, uite că s-a și făcut așa. Vom avea o butelie de 20 de litri de fer, așa. Am zis să asortăm această butelie neagră cu un compresor negru. Proprietarul încă nu știe, să zicem, mini surpriză pe care i-am pregătit-o. Practic îi dăm această variantă de a avea, să zicem, să arate foarte bine în portbagaj setup-ul. Aș dori să vă spun un singur cuvințel despre aceste compresoare. Vin mai nou, adică le oferim clienților cu, ce credeți că sunt aceste arculețe? Bine, nici eu nu știu, dar mă fac și eu că știu. Nu, glumesc. Aceste arculețe, bine, le-am pus așa de formă, dar per total o să înțelegeți despre ce este vorba. Sunt de fapt, este de fapt un sistem mai complex, restul de piese sunt în interiorul cutiei. Cu ajutorul acestor arculețe și cu ce ansamblu mai vin ele, reușim cumva ca picioarele compresorului să nu mai fie atât de rigide. Practic este un sistem automat de, cum să-i zic eu, adiță. Ceva acolo de, atenuează din șocuri. Nu mai huruie compresorul atât de mult. Și chestia asta este bonus, adică nu am perceput nicio taxă în plus, ne bucurăm foarte mult că am reușit să aducem compresoarele la un preț mai mult decât decent, chiar și cu această particularitate. Voiam să vă spun faptul că un sistem de, din acesta de atenuare a zgomotului, în general costă separat 50 sau 60 de euro, da, pe fiecare compresor în parte.
voilà, am reușit cumva să ștergem acest cost în plus și să venim cu această specificație în plus, astfel încât clientul să fie mulțumit. Bun. Butelie, compresor. Managementul. Optăm pentru că bugetul a fost limitat, optăm pentru un management V2, V2, adică cu comandă față-spate. Așa arată grupul de valve VU2. Nu are decât, cum spun bărbații, 20 de centimetri. Da, nu știu, undeva la vreo 7-8, să zicem. Da? Lățime și lungime. Foarte micuț, complex, sigur, precis, fără pierderi de aer, pentru că este creat foarte bine pe, nu știu, prin CNC, etc. Acest grup de valve, îi adăugăm valvă de sens, după cum vedeți, toate mufele noastre sunt metalice, mai puțin această mufă pe care noi o folosim la partea de evacuare, în cazul în care clientul dorește. Deci avem intrare, ieșire, da? În momentul în care clientul dorește să insereze un furtun și să scoată furtunul afară pentru a se auzi pst afară. Da? În caz contrar, se poate pune un puffer sau se poate lăsa gaura liberă. Noi dăm această mufă de plastic tocmai pentru ideea de a ști clientul că aceasta este evacuarea. Deci nu are niciun rol foarte important în funcționalitatea suspensiei. În rest, toate mufele noastre, după cum vedeți, sunt metalice, de o calitate superioară, pentru că noi așa ne-am obișnuit de ani de zile să oferim doar calitate superioară. Senzorul de presiune este cel standard, pornește la 8 bari, se oprește la 10 bari și jumătate. Lângă butelie am gândit să plece acest dezumidificator, v-am zis că ne-am schimbat vendorul, ca să zic așa, în ciuda costului suplimentar pe care noi îl achităm pentru aceste dezumidificatoare, preferăm ca întregul kit Airide să-și păstreze de la noi, să-și păstreze același preț către clientul final. Da? Mult mai bune, mult mai robuste, fără nicio problemă. După care mergem la partea de indicator. La indicator de bord avem un ceas dual de la VIAR. Dual înseamnă că are două limbi în interior. Una indică puntea față, una indică puntea spate. Avem și posibilitatea de iluminare. Da? Este un bec normal. Anumiți clienți înlocuiesc becul normal cu unul cu LED de diferite culori, alb, roșu, albastru. Recomandarea mea este pentru a nu strica ceasul, este nevoie ca LED-ul să fie cel foarte slim, nu lung. Pentru că odată ce folosiți un bec lung, aveți probleme, va prinde în interior de barculețe și tot ce mai are și se strică ceasul. Și după aceea veniți la garanție și nu e bine. Da. Bun, furtunele pe care le vom folosi sunt, bine, pe lângă partea de electrică pe care noi o dăm, furtunele sunt de 6 pentru ceasuri, de 10 pentru furtune, astfel încât să se miște mai repede. Adrian Coscaru, ție ți este somnic? Da? Da? Tu ești cadă? Bulgarii? Faci că da! Tu faci invers. Aștept punctul culminant din această poveste. Adică ăla în care plec acasă sau nu, care? Nu, ah, nu, ok. Nu, sigur va urma ceva cu palpitant sau nu știu. Ai încredere în mine? Crezi da, că da, sunt da, omul surprizelor? Da, mai da, pot eu da, face da, la ora? Da, da. Doamne, sigur, Doamne! Sigur va să o surprize. Băi, n-am nicio... Nu că mi-aștept momentul. Vă rog frumos, continuați. Să începem pe partea de electrică. Deci am prezentat compresor, butelie, grup de valve, ceas de presiune, dezumidificator, furtune. Next și senzor de presiune. Bun, continuăm cu releu cu soclo.
A venit și o socul de și cu o siguranță? Băi, dar nu știu unde este Deci nu știu unde e butonul. Deci aveam un buton, pe cuvântul meu de onoare, e un buton oval, ăla de on-off, nu se poate, trebuie să fie pe undeva. Nu se poate. Nu se poate. Vedeți că mai am încă unul cu ăsta când l-anunț și botezul în cazul în care AirRide-ul nu funcționează, da? Ăla e adus de mine. Da, păi știu. Studia. Stai, ușor. Da, veniți în coace, vezi și Padrian. Unde există? Unde există? Există? Gata, l-am găsit. Există. Ce ziceți de asta? Un mic butonaj. Un mic butonaj on-off unde, pe care noi îl dăm închit și îl obligăm pe Adrian Coțcaru să-l instaleze la bordul autovehiculelor pentru a opri compresorul în cazul în care clientul pleacă, lasă mașina o săptămână, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 fără să o miște, pentru a nu exista o problemă de scurgeri de aer și astfel încât din butelie, să zicem, și automat compresorul să pornească singur sau asta, chiar dacă noi montăm compresoarele pe plus contact. Nu știu dacă ne înțelegem, dar mai bine, știți cum e. Ai butonul, ai închis preventiv, nu are baterie clientul la mașină, decât să bage cheia în contact, să pornească un compresor care, nu știu, consum undeva la un 37 de amperi, preferăm, intră în mașină, a dat pe off pe timp de iarnă, pornește mașina, se încălzește în mașină, îi dă pe off, dar ce buton! Super! Mai avem 2000 în stoc, deci nu este nicio problemă. Bun, telecomanda Wi-Fi, tadam! Avem, e minunată, e tot ce trebuie, are și bateria, are tot ce trebuie. Asta, asta, are bateria, are tot ce trebuie. Ce? După ce mi-am luat papoare, așa. Butoanele interioare, care sunt iluminate în momentul în care se conectează grupul de valve la ele, luminează, da? Deci, după cum am zis, avem comandă față-spate, sus-jos, așa. Pernele, pernuțele, făcute la CNC, da? Asta e gravată, e cu aur, asta cu Erai Castru. Nu, glumesc, e un sticker, dacă nu mă înșel, este făcut de Sticker Mag. Deci e prietenul meu, Liviu, Livio, de la Sticker Mag, el mă ajută cu stickerele. După cum vă ziceam, perne Rubena pe spate, flanșe făcute la CNC, față-spate. Și ta-da! Pentru că acest client, chiar dacă a avut un buget redus, chiar dacă am vorbit și ne-am consultat și i-am spus plusuri, minusuri, aproximativ, nu mai contează. Da. Da. Și? Ta-da! Airlift Performance pe față. Din seria pentru că coboară, pentru că automobile, pentru că nu există probleme cu ele, pentru că vag. Pentru că nu există probleme cu ele atunci când vine vorba de rulare, de coborâre. Este un sistem pe care noi îl recomandăm clienților care chiar doresc să-și coboare mașina foarte, foarte mult. Și atunci acest kit de la Airlift, modelul Slam, pe care noi încercăm și îl promovăm destul de mult și grație distribuitorilor noștri care ne permit că suntem noi nesimțiți și asta este, trebuie să ne accepte pentru că lucrăm de ani de zile împreună. Ei acceptă să spargă cumva kitul, să el, nu să-l spargă de ciment, nu? Adică să dea în două un kit, adică fața și spatele să mi-l vândă separat, întrucât pentru că ieftin nu e și întrucât scump și nu știu cum vă zic, da? Și luăm doar față. Și atunci preferăm pentru clienții care chiar, de fapt cam toți clienții, nu știu dacă există client din grupul VAG căruia să nu-i fi povestit, da, nu prea mai există, dacă înainte mai făceam concesii, că lăsați că ne descurcăm, că nu știu ce, ne-am dat seama că nu se vor descurca, ne-am dat seama că pot întâmpina probleme și din acest considerent prefer să nu mai vând niciun kit decât doar dacă cumpără ceea ce îi recomandăm noi. Clientul nostru a înțeles, cel în cauză, a ales Airlift Performance modelul Slam. Dacă vă spun că avem și două bucăți, nu mă credeți. Păi a doua. Și a doua, adică punem și pe față, adică punem și pe stânga și pe dreapta, nu? Da. Că parcă așa se pune, adică, da? Garantat, da? Bun. Și ca să fie treaba, iar e o chestie care, de care nouă nu ne place, că așa ne place nouă, nu e. Airlift-ul vine cu furtune metalice, după cum vedeți, de
nu știu, 60 de centimetri, nu știu cât ar spune băieții, 1,5 m, 2. Ok? Iar în capete, întrucât nu folosim furtun de la Airlift, și anume cel de 1x4, le-am adăugat aceste adaptări metalice, pentru că nouă ne place metalul, care se va pupa direct cu furtunul de 10 pe care noi îl avem. Deci, practic, o soluție mai safe de atât, nici că există pentru puntea față. Pe puntea spate nu sunt probleme, acolo folosim mufele standard, este punte fixă, cu aceste cuple care se rotesc, la fel metalice, deci nu sunt probleme. Dar pe față mai existau mici problemuțe. Ce să vă mai spun, ce să vă mai explic, carte, abțipil de cum se, așa, ce îmi place. La Airlift Performance, ca și la alții producători pe care noi îl aducem, de exemplu cei de la D2, noi mai aducem de la Nitro, doesn't matter, nu mai contează, ceea ce îmi plac ce foarte mult la acești producători este faptul că odată achiziționat sistemul pneumatic de la ei, și aici mă refer la partea de perne cu amortizoare, avem și piese de schimb. Dacă vedeți aici pe în această broșură, avem posibilitatea oferirii, na, se întâmplă, sunt lucruri, și Ferrari se mai strică, și Mercedes, și Lamborghini, nu? Așa, și Dacia Logan se mai strică, deci, na. Ceea ce este interesant este că nu trebuie să aruncăm un amortizor întreg cu tot cu perne, avem posibilitatea comandării pieselor de schimb. O flanșă, o arculețu, un kit, și se numesc kituri de reparație. Exact ca la, ce să vă spun, electrovalve sau la chestii de genul ăsta. Este interesant pentru că astfel costurile de întreținere nu mai sunt atât de mari. Clientul este sigur că orice s-ar întâmpla cu sistemul se poate repara, se poate înlocui perna doar, se poate înlocui camber plates-urile sau flanșele cele de fabrică. Orice. Acestea fiind zise, Făcute. Arătate. Luni. Luni. La ora. Când zice clientul, așa. Noi îl așteptăm pentru partea de montaj. Dacă voi avea timpul necesar, o să vin și o să facem poate un live în momentul în care Adrian va strica această suspensie sau pur și simplu. Sau, nu știu, sigur. sau da, no, adică no, no, adică mie mi-e mult mai ușor să fiu aici și să fiu prezent decât să fiu la birou și să primesc un telefon, să vezi acolo, n-ați vrea să vedeți ce înseamnă Adrian Coțcariu te sună și răspund și la bine și la rău. Asta este, cred că, o cheie a succesului și a, pe care o avem. De pe în 2012, mă sună și weekend și la 12 noaptea și la o spune, avem o problemă. În acel moment, îmi vine să scot pistolul și așa. Și îmi dau seama că, de fapt, nu e om. Se transformă într-o ședință. Da, adică, practic, să zicem așa, îl băgăm, ne intrăm într-o mică ședință, un audit, da, un fel de training, da, dăm frumos soluțiile și asta este. Dar nu a existat problemă nerezolvată, de asta noi îl recomandăm instantane. Cred că o să iau acum telefonul. Dar vrei să-ți acord locul? Nu, stai. Ba da. Nu, ba da. Băi, stai, nu te, stai, băi, stai. Te rog eu frumos. Nu, de. Băi, insist. Nu. Lasă. Bine, hai. Așa, gata. Așa. Hai zi, că nu vreau să te opresc. Voiam doar să le mulțumesc pentru atenție și să vă mulțumesc pentru atenție. Este târziu și pentru voi și pentru mine. Mă repet? Da, mă repet, e de la oboseală, e normal. Spui că pot găsi și filmulețe luni. Luni? Da, deci ăsta micu, da, pe pagina, da, pe Adrian Coțcariu? Da. A, așa. Și în scurt timp vom fi și pe YouTube. Pe YouPorn? Așa. YouTube, nu. Așa. O să pun o filmulețe. O să fie interesant. Și o să încerc să fac un filmuleț foarte frumos și cu montajul acestui sistem. Da, să vedeți cam din ce era pe aici. Ce va da? Fi la final. Ce va fi la final? În general va fi, e ok. Atâta timp cât oferim soluțiile complete, atâta timp cât există comunicare,
atâta timp cât suntem prezenți de atâta timp în piață, mi se pare just să facem o treabă excelentă. Va urma, vă zic de acum, ca să nu existe, doamne, surprindere, oh, v-a zis das, nu, mai fac un live, dar nu știu cum, cred că mâine sau poi mâine. Mâine? Mâine ce e, vineri? Da. Nu, sâmbătă, cred. Sâmbătă. Sau luni. Nu, cred că o să fie ori mâine, ori luni, cu prezentarea unui kit de suspensie pentru un Audi A4 B7 ce va folosi un management special. Deci avem treabă, ne bucurăm că ne urmăriți, ne bucurăm enorm pentru faptul că aceste clipuri pe care eu am încercat să le fac, sau bine, nu că am încercat, am și reușit, acum depinde de calitate, da? Au început bun. Să dea randament, în sensul că sunt oameni care posibil să nu fi cunoscut atât de multe detalii, întrucât în scris, sau când ne sunați, sau când mă sunați, chiar, nu știu, e posibil să ratez anumite subiecte, nevoit, da? Pentru că mie îmi place întotdeauna ca un potențial client să cunoască și plusuri și minusuri ale suspensiei, să fie foarte bine informat încă de la început. Ne bucurăm că există oameni care au început să revadă clipurile noastre, clipuri ce le vom salva atât pe pagina noastră de Facebook, cât și pe canalul nostru de YouTube, Era Casta în România, și au început să înțeleagă diferențele dintre sisteme, au început să înțeleagă de ce un kit are un anumit preț, de ce un kit are alt preț, de ce mașina lui este mai specială, de ce mașina lui este mai complexă, de ce, cum, în ce fel. Ceea ce este un lucru bun, indiferent de deciziile acestora, de a lua sau nu, de a achiziționa sau nu, până la urmă important este că înțeleg principiul de funcționare. Și cam asta ar fi. Mă bucur foarte mult că v-am văzut, că vă văd aici că intrați. Îmi cer mii de scuze că nu văd comentariile, nu înțeleg. Dacă este cineva as în Apple, dar e posibil. Poate să-mi scrie și să-mi spună, boule, că n-am o problemă să... Așa. Dar nu e o problemă, că așa sunt, adică așa mă simt penibil că să nu văd asta. Vezi că e bifa aia acolo, nu știu, eu tot apăs și pe partea de comentarii, apăs și pe partea de... de ăștia, de oameni care se uită, apăs peste tot, dar nu scântești și te benzinește, dar nu pornești. Deci dacă există cineva care știe cam ce problemă am, deci nu văd comentariile, văd când intră lumea și cine se uită, tot, dar nu văd comentariile, am rugămintea să-mi scrie în privat și să mă ajute. Vă rog, ofer 5% discount la suspensia Bayer. Serios. Deci pentru informația asta, 5%... Sunați acum. Sunați? Nu acum, că e 9 și ceva, dorm oamenii sau așa. Da? Seara bună, grijă de voi, eu sunt Cosmin de la Erai Custom și ne auzim în curând. Oricum vă voi anunța pe pagină când voi face următorul live. Pa, v-am pupat!